Guys! Astăzi am revenit cu un nou clip pentru voi și astăzi vom vorbi despre cum să ne organizăm timpul mai bine și mai eficient. Desigur, vă voi vorbi din experiența mea, vă voi da, să zicem, sfaturi pe care eu le-am învățat de-a lungul timpului. Nu înseamnă că sunt un expert în organizarea timpului, dar măcar vă dau așa mici tips and tricks. În caz că lumina nu este senzațională în acest clip, este datorită faptului că afară este extrem de întunecat, este o zi ploioasă de primăvară și foarte întunecată și trebuie să-mi folosesc luminile. Mi-ar fi plăcut mult mai mult să folosesc lumina naturală, dar nu avem. Știu că organizarea timpului și mai ales să te ții de acel plan este foarte dificil. Eu sunt o persoană destul de aiurită, să zicem, adică sunt așa mai artistică, boemă, câteodată semi-aiurită, dar în același timp având foarte multă treabă și fiind o persoană care are tendința de a se supra-solicita și de a accepta mai multe proiecte sau mai multe task-uri decât poate să ducă, am învățat să fiu foarte strictă cu timpul meu și să fiu foarte organizată. Cu siguranță nu reușesc să fiu cea mai organizată persoană tot timpul, adică toți avem zilele noastre de lene totală, dar în majoritatea cazurilor reușesc să ating țelurile pe care mi le-am propus. Primul sfat este să aveți, să zicem, un program foarte clar. Trebuie să aveți o listă de task-uri, trebuie să știți ce aveți de făcut exact, fiecare pas. Nu știu, și faptul că trebuie să vă spălați pe cap, trebuie să știți chestia asta, trebuie să știți că astăzi trebuie să fac și asta. Este primul lucru pe care trebuie să-l faceți, să aveți în minte foarte clar ce aveți de făcut. Dacă nu știți exact ce aveți de făcut, nu aveți cum să vă organizați timpul și nu aveți cum să fiți organizați. Mi se pare că nu trebuie să ajungi să fii, e, lasă că o să văd eu, mă descurc eu în momentul ăla. E ok să fii și descurcăreț, dar e bine să știi exact ce ai de făcut, cam când ai de făcut. Întotdeauna există neprevăzutul, întotdeauna apar lucruri, dar cu cât știi mai clar ce ai de făcut, cu atât neprevăzutul este mai mic sau poate avea un impact mult mai mic asupra timpului și programului tău. Eu am început organizarea prin listuțe și agende ținute în fiecare zi din liceu. Aveam o agendă în fiecare an și chiar mă țineam de data respectivă și îmi scriam la fiecare oră, scriam exact de la ce oră la ce oră, aveam inclusiv programul la liceu, îmi scriam și faptul că plec de acasă la ora nu știu care și mă întorc la ora nu știu care, iar astfel văzând exact programul pe care l-am, timpul care mi este ocupat în decursul unei zile, știam când pot să mai adaug anumite task-uri, de genul, nu știu, du-te și plătește ceva sau plimbat prin magazine sau văzut cu o prietenă și așa mai departe. Chiar și lucrurile de genul care cumva ți se par poate ușor stupid să le organizezi, este foarte bine dacă reușești să le organizezi, pentru că reușești să faci mult mai multe lucruri într-o săptămână sau, mă rog, într-o zi, tocmai pentru că ai o viziune clară a ce ai de făcut. Așa că după ce știți exact ce aveți de făcut într-o zi, țineți o agendă sau un calendar. Înainte eu țineam o agendă și îmi notam în fiecare zi ce am de făcut și de la ce ore. În ziua de azi am decis să salvez niște copaci și să-mi țin agenda pe telefon. Am un calendar. Un alt tip and tricks legat de calendar este să aveți, practic, mai ales că aplicațiile din ziua de astăzi vă permit chestia asta, să aveți un calendar pe mai multe culori. Adică, practic, calendarul vostru sunt mai multe calendare. De exemplu, eu am calendarul de personal, care are culoarea roz. Calendarul legat de muncă, care are culoarea turcoaz. Adică tot ce am de făcut legat de muncă, nu știu, ședințe, shooting-uri, orice legat de muncă și blog și YouTube și așa mai departe, este în calendarul turcoaz. Am calendar pentru YouTube și postările de YouTube și tot ce are legătură cu filmările de YouTube le pun cu roșu, pentru că roșu este culoarea YouTube-ului și știu că marțea trebuie să apară clipul ăsta, vinerea trebuie să apară clipul ăsta, trec și denumirea clipului și atunci am o viziune foarte clară a ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Am calendar special pentru blog, ca să știu și să-mi planific postările. Apoi am calendarul de evenimente, unde trec toate evenimentele care se întâmplă în timpul săptămânii, de genul
lansări de produse, concerte. În general sunt evenimentele la care mă invită clienții și le trec acolo. Vă repet, este foarte important să aveți un calendar pentru că aveți exact o imagine a ceea ce aveți de făcut. Pe lângă calendar, eu mai folosesc și aplicația Trello. Este o aplicație specială pentru organizat proiecte sau mici task-uri și așa mai departe. Puteți să o vedeți pe trello.com, nu este sponsorizat sau ceva, nu vă faceți griji, nu e reclamă. Dar este o aplicație la care eu țin foarte, foarte mult și puteți să o aveți și pe telefon. Această aplicație Trello are niște borduri. În fiecare bord poți să faci alte mici, se numesc cards, unde poți să le dai checked, că le-ai făcut, să le muți dintr-o parte în alta, poți să adaugi atașamente. Pe mine mă ajută foarte mult legat de YouTube și de blog pentru că văd exact. Îmi fac, de exemplu, un mic proiectel pentru un clip și știu, am de filmat, am terminat, l-am filmat, intră la montaj, l-am terminat de montat, dar încă nu l-am postat și așa mai departe. Și la fel și cu postările de blog. Pun ideea pe board acolo după care o pun în lucru sau apoi a fost scrisă, m-am nevoie de poze de produs sau poza de, mă rog, gen poza de profil, cum ar veni. L-am terminat, e gata, nu mai trebuie să lucrez la acel articol, dar încă nu l-am postat și așa mai departe. De asemenea, acolo îmi țin în ordine și finanțele, adică ce am de încasat, ce am de plătit, facturi și așa mai departe. Acum la partea de tips and tricks. Încercați să nu vă supra-solicitați într-o zi și să nu vă puneți mai multe task-uri decât reușiți într-adevăr să faceți. Am avut o perioadă în care efectiv îmi organizam timpul, am jumătate de oră să mă spăl pe cap, am 15 minute să mănânc, am 15 minute să mă duc la baie, nu e ok. Adică este imposibil de realizat așa ceva și până la urmă este super stresant să faci așa ceva. De ce ai face-o? Nu. Ar trebui într-o zi să ai câteva task-uri mari și câteva task-uri mici. Un alt tip and trick foarte important, prioritizarea. Prioritizează ce este cel mai important. Lucrurile de genul care au un deadline, de exemplu trebuie să plătești o factură până este scadentă, trebuie să faci un anumit lucru până la o anumită dată sau la o anumită oră. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le faci în primul rând. Lucrurile care pot fi amânate sau care nu sunt atât de urgente sunt lucrurile care rămân la, să zicem, coada listei și dacă cumva îți rămâne timp în ziua respectivă sau la un moment dat, începi și tai din acea listă. Eu așa fac. Am câteva lucruri majore și foarte importante de realizat și lucruri pe lângă pe care le mai iau și le mai rezolv dacă îmi rămâne timp sau printre picături. Un alt lucru foarte important este să nu pierdeți timpul. Sună foarte... da, bravo, mersi, să nu pierd timpul. Ce vă recomand eu este în momentul în care aveți ceva de făcut, este să vă deconectați complet. Telefonul pe silențios, închideți pagina de Facebook, nici nu vă dați seama cât de mult timp pierdem pe Facebook, pe Instagram, prin mesaje, pe net și așa mai departe. Mai bine lucrați o oră sau faceți ceva o oră, 10 minute îmi acord să fiu atentă complet pe Facebook. În momentul în care aveți de lucru sau aveți ceva de făcut, să stați concentrați acolo și să închideți absolut orice ar putea să vă distragă atenția. Telefon, v-am zis, închideți telefonul. Eu acum când filmez, ca să nu mi se distragă atenția sau să nu-mi vină să mă uit la telefon, pur și simplu este închis și pe silențios. Nu poate să mă sune și dacă e cineva și vrea să mă sune, să fie sănătos, eu am de filmat, eu trebuie să fac ceva. Este foarte important să stați cât mai concentrați. Și cumva, bine, aici depinde și de voi și de motivația voastră. Este foarte important, că poate nu sunteți genul de persoane care stau foarte mult pe Facebook sau pe Instagram, eu, de exemplu, stau. Dar poate sunteți genul de persoane care pur și simplu stă și se uită în gol sau se uită la televizor. Nu știu, sunt persoane care pur și simplu vor să stea. Aici intervine motivația voastră interioară și ambiția pe care o aveți să vreți să fiți cât mai organizați. De asemenea, puteți să căutați zeci de mii de aplicații pe internet despre organizarea timpului care vă ajută foarte mult. O să vedeți că aveți de la Google Tasks, la Calendar, la Trello, la Evernote. Puteți să vă luați tot felul de notițe, să notați pe telefon o grămadă de chestii dacă aveți nevoie. Ce vă mai recomand eu este să încercați să vă începeți programul cât mai devreme posibil. Eu în fiecare dimineață mă trezesc la 6, iar în weekend mă trezesc undeva pe la 7-8 și asta pentru că nu-mi place sentimentul acela de pierd ziua. Chiar și în weekend, chiar dacă nu am de lucru, îmi place să
mă bucur de zi, să mă bucur de vreme, eventual de plimbare. Bine, pe lângă treburi prin casă, spălat haine, făcut curățenie și așa mai departe, s-au făcut mâncare. Încercați să vă începeți ziua de vreme, pentru că veți observa, măcar dacă încercați o săptămână, dimineața și undeva până în ora 1-2, aveți mult mai multă energie, aveți altă stare, iar asta vă ajută să fiți mult mai productivi. Adică ce ați face într-o oră, la ora 4 după masa, este foarte posibil să reușiți să faceți în 45 de minute la 10. Plus că, nu știu, vă treziți de vreme și vă bucurați de soare, de vreme, bine, nu azi, dar oricum, vă bucurați de vreme, de oameni, de, nu știu, de energia pe care o are așa în general orașul și lumea dimineața. Mie asta îmi place foarte mult. Știu că sunt persoane care nu sunt foarte matinale, nu trebuie să vă treziți la 6 ca mine, dar v-aș recomanda, de exemplu, să vă treziți la un 7:30-8, ca până pe la un 9, cel târziu 10, deja să vă apucați de ce aveți de făcut într-o zi. Ajungeți să vă terminați treaba mai devreme pe timpul zilei și atunci seara vă rămâne mai mult timp liber să ieșiți cu prietenii sau cu iubitul, iubita, sau să stați cu părinții, cu familia, sau pur și simplu să aveți timp pentru voi, să mai citiți o carte, să vă uitați la un film, să faceți ceva, o activitate, eu știu, să cântați, să dansați, să pictați, ce vreți voi, da? Să faceți ceva pentru voi. Mi se pare că ar trebui să apreciem să avem grijă de timpul nostru mult mai mult, pentru că el nu se poate recupera, din păcate, el trece pur și simplu și dacă nu ne bucurăm la maxim de el, mai încolo s-ar putea să regretăm. Și de asta vă recomand să vi-l organizați cum trebuie, să aveți grijă de voi, de programul vostru, desigur. Nu uitați că este foarte important să dormiți bine, la ore cum trebuie, adică nu să dormiți de la 3 dimineața. Ar fi bine să vă culcați în jur de 10-11, acum na, fiecare cum poate. Nu uitați să mâncați sănătos și să aveți grijă de corpul vostru, nu uitați să beți multă apă și desigur să nu uitați să păstrați puțin timp și pentru mișcare. Un mers pe jos, nu mai zic de dacă ați putea să faceți un sport sau să mergeți la sală, dar măcar o plimbare de 15 minute, credeți-mă, o să vă mulțumească corpul vostru, o să vă simțiți mult mai bine, mult mai energici. Bun, acestea au fost sfaturile mele în legătură cu organizarea timpului. Dacă am omis ceva sau dacă vi se pare că nu v-am dat suficiente informații legate de un anumit subiect, vă rog frumos să-mi spuneți, să-mi scrieți, să mă întrebați aici, pe Facebook, pe Instagram, oriunde, încerc să vă răspund cât de mult pot și cât de repede pot. Sper că vă este de folos acest clip și că v-a plăcut, că vi s-a părut interesant. Dacă aveți idei de alte subiecte de genul sau orice alt subiect de clip, vă rog frumos, lăsați-mi în comentarii, chiar vreau să văd cam ce ați vrea să mai vedeți. Să aveți o zi frumoasă, sper să fie însorită la un moment dat. Și nu uitați desigur să intrați pe blog, pe Facebook și pe Instagram, aveți toate linkurile în descriere. Ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa, pa!